Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Salutare jupăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 80 din seria noastră de roleplay pe domeniu. Jupăinilor, după cum vedeți, am încărcat toată remurca asta cu lână de oaie, pusă direct în paleți. Am plâns eu toate oițele pe care le-am avut, le-am pus lâna în pachete de astea, după cum vedeți, și le-am pus direct în paleți. După cum vedeți, avem toată remorca plină, o să trebuiască să mergem să-i vindem la, nu știu, poate la niște comercianți de ăștia pe care o să mă mai întâlnesc, o să mai vorbesc eu cu ei, o să mai sun, pentru că o să le zic că am o căruță, o remorcă de asta plină cu paleți de lână și să văd dacă o să vrea să-i cumpere, dacă nu o să-i vând lunea Nelu de aici din sat care cumpără el lână și paie ce mai cumpără el. Dacă nu, o să vedem ce o să facem cu ei, asta e, deci o să ne descurcăm noi cumva, dar deocamdată noi avem altă treabă. O să mergem astăzi să strângem niște baloți aia rotunzi pe care i-am făcut cu balotiera acum vreo câteva zile sau o săptămână, nu mai știu exact. Au stat puțin la uscat, dar nu contează. Și după cum vedeți, am mai făcut niște modificări. Am schimbat plugul, cel de 5 brazde cu ăsta de 4 brazde și am mai primit diferența de 500 de euro. Și plugul ăsta albastru l-am mai cumpărat pentru că am mai avut nevoie de încă unul. Îl am pe ăsta roșu și cel verde, tot cu 3 brazde, este la valea pe acolo, nu știu. Și da, deci asta v-am zis, o să mergem să strângem baloții aia rotunzi. Și stați să vă mai arăt ceva. Dar de fapt da, mergem pe jos mai bine, că cu mașina nu mai are rost să mergem. Mi-am făcut eu un mic hambar pe aici, pe acolo pe la găini, pe la țarcul ăla mai mare de găini. Mi-am făcut un hambar, ia pe unde să cobor pe aici, e cam abrupt. Oare să cobor? Ai, lasă-mi, ocolim pe aici, nu contează. Mi-am făcut hambarul ăsta, după cum vedeți. Aici cred că o să depozitez, dar de fapt sigur o să depozitez pe aici baloții, pentru că trebuie să-i țin și eu puțin la adăpost. O să vedem dacă o să-i țin peste iarnă sau nu. Bun, deci o să mergem la strâns baloții aia, pentru că o să luăm astăzi tractorul lui Neacostică, pentru că are încărcător frontal, are și el un UTB 650, cu încărcător de la tip furcă și am zis dacă tot are el remorca pentru baloți, nu mai are rost să mai iau și eu John Deere-ul dacă are și la tractor încărcător frontal. Bun, așa că noi vom la Dacia, ne vom urca în ea și vom merge la Nea Costică. Așa, bam bam. Așa, vom merge la Nea Costică sau Costel, cum mai strigă pe el oamenii pe aici. Așa, ușurel, ieșim și noi de pe aici și luăm și noi UTB-ul lui, pentru că mi-a dat cheile. Am fost de dimineața pe la vreo 6 și ceva pe la el, am vorbit cu el. El, nu știu, are alte treburi pe acasă. Noi o să mergem direct, o să luăm tractorul și o să aducem baloți aici și dacă nu mai avem nevoie, nu o să mai avem nevoie de tractor, o să îl ducem înapoi. Hop. Cred că după masă o să mă duc, dacă nu, și pe șantier puțin, dar o să vedem. O să vedem mai întâi să ne facem noi treaba noastră, să mergem să strângem baloții, pentru că nu mai trebuie să-i las pe acolo, că deja i-am lăsat prea mult, o săptămână deja sau cât i-am lăsat, și nu vreau să-i mai las la uscat, i-am lăsat destul. O să-i bag direct în hambar și o să-i țin, dacă nu, până la iarnă, dacă nu, o să-i vând tot lunea în elu. El cumpără de astea chestii, v-am zis, hop. El cumpără de astea chestii, lână, baloți de fân și ouă, cred că cumpără, că am văzut niște oameni care mai vindeau pe la el ouăle pe care nu le mai, nu mai aveau ce face cu ele, efectiv oamenii aveau găini pe care se au foarte mult și nu aveau ce face cu ouăle, așa că le vindeau lui Neanelu și Neanelu nu știa ce facea cu ele. Cred că ori le vindea și el mai departe, ori habar n-am. Și da, asta vreau să zic, că dacă nu găsim un comerciant acum mai
mai rapid, că nu vreau să țin nicio lână aia pe acolo foarte mult, că deja mă încurcă și na. Dacă nu găsim comerciant într-o săptămână, două, maxim, o să trebuiască să îl vindem luni anelul, sau cel mult două săptămâni, că deja mă lungesc prea mult și nu am chef. Bun, aici facem stânga, după cum știți, unde stă Neacostel, Neacostică, mai bine zis. O să lăsăm mașina aici, hai că o lăsăm aici, că la bar aici o să aibă ăștia grijă mai bine. O să lăsăm aici, mai pe lângă gard. Hai, o lăsăm așa într-un fel. Bun, o oprim, ne dăm jos și noi. Am uitat să opresc semnalizarea. Bun, am ajuns jupânilor și la Neacostică, Neacostel, cum îi mai se spune. După cum vedeți, are aici remorca asta mai mare pentru baloți. Și o mai are și pe asta mai mică, pe care o vom lua noi, iar ăsta este UTB-ul lui cu un încărcător frontal, după cum vedeți, este cred că nou sau este revopsit, habar n-am, cred că este nou. Și na, UTB-ul pe care îl vom lua, deci să nu mai stăm la parel vrăgeli, să ne urcăm în el și să îi dăm, ok, să vedem. Păi văd că ăsta a pornit din prima, nu are treabă, l-a lăsat și Neacostică l-a lăsat prin lucernă, dar nu contează, îl vom scoate noi acum. Deci să ne întoarcem pe aici ca să putem să ne ducem la terenul nostru. Să-i dăm un claxon lui Neacostică dacă ne-a auzit, dacă are treabă pe acolo prin casă, înseamnă că nu cred că ne-a auzit. Dar noi ne ducem frumos la baloții noștri pentru că trebuie să-i strângem. Sper că o să mă descurc cu încărcătorul ăsta de pe față, încărcătorul ăsta frontal. Sper să mă descurc cu el, că nu am mai folosit eu până acum încărcătoare pentru baloți. Am mai folosit pentru paleți, pentru de-astea, dar pentru baloți chiar nu prea am mai folosit. Văd că și pe aici au mai turnat băieții piatră sau dacă că au mai turnat piatră, că mi se părea mie că parcă s-a mai lățit puțin drumul. Și na, dar bun, deci haideți că am ajuns și noi la baloți. Până la urmă, până într-un final, am ajuns frumos la baloți. Lăsăm remurca pe aici pe undeva ca să putem lua baloții. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau cred că am numărat eu bine, habar n-am. Bun, dar în fine, lăsăm frumos remurcuța aici. Bam, bam. O lăsăm jos și să luăm prima dată, vom lua balotul ăsta. Îi vom lua să vedem dacă ne descurcăm și noi cu încărcătorul ăsta. Deci ia să-i dăm puțin înapoi. Ieșim tot pe terenul nostru, dar nu contează. Ia să vedem cum se folosește încărcătorul ăsta. Ia să vedem, ne dăm puțin mai așa. Așa, bun. Stai că l-am pus eu puțin cam balotul, puțin cam așa, dar nu contează. Așa, îl vom strânge frumos în brațe și îl vom pune aici în remorcă și iar de aici îi vom așeza noi puțin la mână, dacă vom putea. Ia să vedem. Bam, bam. Așa. Deja am pus unul frumos acolo, l-am așezat. Mai avem vreo câțiva. Sper să ne încapă în remorcă, dar oricum îi vom lega, așa că putem să punem și suprapuși. Nu e problema asta. Ia să vedem, îl vom pune și pe ăsta. Vom lăsa frumos încă. Hop. Stai, că ăsta face figuri. Nu l-am apucat noi bine, de fapt. Îl punem frumos aici mai drept. Așa. De-a dura putem să-l dăm foarte, foarte repede. Așa, bun. Să-l luăm și să-l ducem frumos spre remorcuță. Și ia să vedem, îi dăm frumos cu spatele. Nu chiar tare, ca să nu-l scăpăm din braț. Așa, ne întoarcem frumos. Hop. Nici chiar, ne întoarcem frumos pe aici și îl punem tot aici în partea asta la altă, bam, bam. Așa, îi vom da drumul. Ia, sper să nu cadă, așa, a căzut. Îl vom ridica noi să vedem dacă îl vom putea ridica la mână, dacă nu o să ne ajutăm iarăși de brațul ăsta. Bun, hai că mai avem și pe aici, văd că mai avem 1, 2, 3, 4, 5, nu? 5 mai avem? Da, 5 mai avem. Sau, nu, 6 cu tocul ăla de acolo. În fine, o să vedem noi la urmă cam câți o să fie de toți.
Ia să vedem noi. Op, stai să le deschidem la maxim brațele. Așa, la perfect. Îl vom agăța frumos de aici de jos. Și îl strângem frumos și pe ăsta. Așa. Cam patinează tractorul ăsta pe câmp pe aici, dar nu contează. Pe ăsta îl vom pune mai pe spate. Ia să vedem. Bam, bam. Văd că UTB-ul ăsta are tracțiune spate, din câte se vede. Atât. Am lăsat frumos balul. Uite ce frumos l-am pus pe ăsta. Chiar îmi place. L-am pus de fapt la rând, așa, într-o ordine. Bun, hai să-l luăm și pe ăsta la alt. Ia să vedem. Tot așa, lăsăm frumos jos încărcătorul și ne băgăm mai drept așa ca să putem să-l punem și în remorcă mai drept. Atât. Și îl strângem în brațe, bam, bam. Atât. Și îl ducem acolo. O să trebuiască, dacă nu, să dau remorcuța mai încoa. Da, ca să nu mai fac eu atâta drum până acolo, o să dau remorcuța mai încoa și da. Ia să-l punem și pe ăsta, tot pe aici, pe undeva, ia să vedem. Da, să mă dau eu puțin jos din tractor. Așa. Atât, îl punem pe ăsta mai încoa, să vedem, îl putem ridica. Mamă, dar ce greu e. Chiar e greu, uite. Uite că nu a vrut să stea, din păcate, nu contează, îl vom lua tot cu UTB-ul, bam, bam. Așa. Deci să punem balotul ăsta acolo unde trebuie. Ia să ne urcăm în tractorel. Bam, bam. Op, dar patinează. Cred că sunt adică de fapt cred că au peste 300 cred că de kilograme sau 200 și ceva, habar n-am. Nu știu exact cam câte kilograme au. Nici nu i-am cântărit sau ceva. Dar balotiera aia... Op, stai, du-te înapoi. Balotiera aia cât de mare putea să facă un balot, că așa era. Era mică balotiera, dacă era mai mare, na. Știam că ea mari, baloții rotunzi ăia mai mari, făcuți la balotiera mai mare, sunt cam de jumătate de tonă sau 600 de kg, eu știam. Dar ăștia nu știu exact de ce greutate sunt, dar oricum nu au peste 300 de kg, chiar nu cred că au. Adică am zis așa 300 de kg maxim, dar nu cred că au mai mult sau poate nici 300 de kg, n-au, că pot să-i... puțin așa să-i muți de colo-colo sau poți să-i dai și peste cap, după cum vedeți. Dar eu, din păcate, nu am reușit să îl pun în remorcuță. Pentru că, na, e greu pentru un om. Chiar dacă suntem noi mai forțoși așa de fel, chiar este destul de greu. Ia să-i dăm drumul, dar sper că, cred că o să cadă jos. Mamă, deci stai că nu am făcut bine. Nu. Îl împingem puțin mai încolo, în remorcuță. Atât, mamă, împingem și noi 200 de kilograme aici. Ia să vedem, dacă mă duc cu tractorul, fuge sau nu fuge? Nu fuge, hai că nu fuge. Bun, lăsăm frumos aici. Ia să-l mai așezăm puțin, atât, într-un fel, hop. Mamă, păi și ăla, l-a zburat. L-a zburat și pe ălalalt. Nu contează, îl punem și noi mai așa, mai într-o ordine. Anume, ca să încapă toți la un... la aceeași... Atât. Pe ăsta ia putem să-l ridicăm sau măcar să-l dăm așa peste cap puțin ca să-l putem lua cu tractorul. Ia să vedem. Bă, dar nu vrea niciun... Bam, așa. Ia să vedem. Ne urcăm în tractorel. Bam, bam. Dăm înapoi. Așa. Și-l punem la locul lui. Bun. Lăsăm frumos aici brațele. Ia să vedem. Să-l punem mai într-o poziție mai bună, ca să-l putem agăța mai bine. Și acum, stai, hop, stai că n-am făcut eu nicio chestie. Nu, nu-i bine nici așa. Îl punem, oleu, atât. Și îl strângem acum. Bam. Așa. Îl ridicăm. Și acum să-l punem pe aici, să vedem dacă stă acum. Dacă nu stă, înseamnă că nu e de bine. Trebuie să îl fixăm noi cumva, așa. Hai, stai acolo, stai. Stai că stai bine, nu cădea, așa. M-am speriat puțin că iar cade și trebuia să-l punem iar înapoi, dar văd că nu a căzut. Așa că trebuie să-i punem și noi niște... Hai mă, dar nu putem să-i punem funii pe el.
pe ei, păi și cum să-i punem, cum putem să îi legăm. Dar vedem, vedem noi. Așa, noi să luăm UTB-ul înapoi, bam bam, și să luăm remorcuța. Vom lua remorcuța. Atât. Să-i dăm înapoi frumos. Așa. Agățăm frumos aici remorcuța și să-i dăm spre, să-i dăm spre ceilalți baloți. Așa, ușor. A, dar văd că nu cad. E, s-a legat puțin pe dedesubt, dar nu contează. Mai mergem și noi mai ușurel spre casă. Așa, lăsăm frumos remorcuța aici, direct băgăm balutul ăsta în partea, în partea stânga a remorcuței. Atât, ia să dăm frumos noi cu marșalierul. Atât. Și să ne băgăm iarăși la încărcat. Mai avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 baloți mai avem. Am încărcat deja 5, mai avem 6 înseamnă cu tocul ăsta. Așa, ba, ușurel. Bă, dar nu vor să se bage drept. Dar nici eu nu prea mă bag așa cu, cu încărcătorul drept. Dar n-am ce să-i fac, îl pun eu cum, îl pun eu cum pot. Ia să vedem, dar de fapt mai întâi ia să vedem că parcă i-am dat o legătură pe aici, nu? Da, i-am dat o legătură pe aici și nu vreau să, stai, în partea asta, la altea să mă bag. Așa, așa. Ca să putem lega la urmă, dacă putem. Dacă nu, o să-i ducem așa și asta o să fie treaba. Atât, puțin mai încoa. Hai, așa, să despărțim frumos ăsta. Și ia să mai băgăm încă unul și încă unul și încă unul până terminăm toți baloții de uși în, de pus în remorcuță. Ia să vedem la ăsta cum putem, ne băg, cum putem să ne băgăm. Tot la fel, așa mai drept, cu asta mai pe orizontală. Și să, așa, perfect, ăsta chiar am luat bine. Îl luăm așa frumos în brațe și îl ducem la remorcuță. Chiar e bun un încărcător de ăsta. Chiar e bun încărcătorul. Mai ales la ferma noastră trebuie să ne luăm și noi un încărcător de ăsta. Deci nu e chiar ca ăla de la... Op, ia stai să ne dăm puțin jos. Nu e chiar încărcătorul ăsta ca cel de la John Deere-ul meu. După cum vedeți e altfel, adică e special pentru baloți. Așa, bun, ia să-l punem pe ăsta. E special pentru baloți, după cum îl puteți vedea. Așa, și să-i dăm bam bam drum pe aici. Hai, într-un fel sau altul, așa, trebuie să-i dăm drumul. Dar văd că cam se duce el spre vale și nu îmi place mie. Cum, așa, hai că l-am așezat bine. Și acum puțin să-i mai învingem. Parcă eu zic că trebuie să-i mai împingem puțin. Așa, ăsta mai încoa. Și ăsta să-l îl dăm de-a dura mai încoa. Bam, bam. Așa, pe aici, din păcate, nu cred că mai încape niciunul. Asta e, luăm remorcuța din nou. Ia să-i mai dăm două legături pe aici. Bam. Și să ducem mai încolo remorcuța. Am mai băgat deci încă doi. E bun că nu avem mai mult, că trebuia să luăm remorcuța cealaltă. Dacă o să cadă baloții pe drum, dar sper să nu, să nu cadă, că nu am chef să mă întorc după ei. O să mergem și noi mai încet, asta e treaba, dar măcar să nu ne cadă, pentru că nu am chef să-i strâng de pe drumul de acum. O să vedem cam cum o să stea și ei în remorcuță și o să-i las într-un fel. Ia să vedem, bam, aici lăsăm frumos așa. Hai că l-am lăsat puțin, dacă e. Mai bag o dată. Aia să vedem acum. Sau nu. Sper să ste. Hai că nu stă. Nu stă deloc. Cum vreau eu. Nu, 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 nu e bine, nu e bine cu ce fac eu pe aici. Așa, să-l mai strâng o dată și să îl pun mai încolo. Așa, dacă îl pun acum încoa, ce are? Stă, aoleu, a căzut celălalt. Păcat. Trebuie să ne dăm jos și să-i așezăm pe ceilalți. Pe ăștia la alte fapt. Dar păcat că nu ajung legăturile până încoa, că
O să trebuiască să-i ducem așa, din păcate. Asta e. Ne obișnuim și noi cumva. O să trebuiască să... Bam. Da, deci nu merge. Să trebuiască să mergem fără legături până acasă, dar... A, asta e, o să mergem și așa. Deci mai avem unul. Unul mai avem, nu? Da, cam unul văd că mai avem. Ia să vedem noi, bam bam, să îl agățăm noi cumva și pe ăsta. A, ăla s-a dus la vale, nici nu l-am mai observat. Măi, am crezut că eu o căzut ceva pe acolo, dar nici nu l-am văzut. E, în fine, o să-l punem și pe ăsta cumva, că trebuie să-i punem pe toți. Că două drumuri nici eu nu am chef să fac. Așa, bam bam, da, îl punem și pe ăsta puțin drept, așa. Atât. Mai așa, încoa, să-i... Bă, dar nu l-am pus drept. Nu a vrut să steie drept, nebunul. Așa că o să trebuiască să-i dăm drumul iarăși. Atât, să-i dăm drumul. Să-l punem drept acum. Ia să vedem dacă stă sau nu. Are figuri sau nu are pe el? Sper să nu aibă figuri și ăsta ca ceilalți. Bam, 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 bam. Ușurel pe aici, prână. Ia să mă bag în partea asta altă. Deci v-am zis că cam patinează tractorul ăsta. Văd că îi cam trebuia o greutate pe spate. Dar, în fine, lăsăm și așa deocamdată. Așa. Bam, bam, ia să vedem acum. Hop, să nu dau piețe ceilalți. Asta, pe ăsta îi pun. Pe ăsta îl pun aici, de fapt. Bam, bam. Așa, ia să vedem, stă sau nu stă? Nu cădea. Lăsăm așa, stai să-l tragem la mână. Îi tragem la mână. Atât. Op, ușurel. Atât, noroc, noroc. Foarte mare noroc am. O, mamă, băi, și când am zis că l-am pus și nu a vrut să stea. Of, 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 ce mă mănâncă zilele și baloții ăștia. Nu vor să stea cum îi pun eu. Dar și eu am dat peste ei din greșeală, asta e, ne asumăm și noi. Atât, ia să vedem, să îl împingem mai încoa, mai înspre cupă. Bam, bam. Ia să vedem acum. Așa, ușurel îl ridicăm sus. Ia să vedem noi cum putem să-l punem și pe ăsta. Deci avem, înseamnă în total... 6 baloți jos și 4 sus, înseamnă că avem 10 baloți de toți. Avem vreo câțiva. Nu mă plâng că sunt prea puțin, dar nici cei mai mulți baloți nu sunt. Hop, bă, 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 nu că, nu că de asta, e că nu l-am agățat eu bine pe asta. Stați așa că nu l-am agățat eu, cine știe ce, trebuia mai de jos, dar nici eu nu m-am băgat de seamă. Ia să vedem acum. Acum e acum. Așa, bun. Ia să vedem că sper că l-am agățat bine tura asta. Sper să nu mai cadă iarăși. Bun, și să-l punem măcar mai drept. Îl punem puțin mai drept. Atât mai jos. Și îi dăm drumul, bam, acum. Ia să vedem dacă stă sau nu stă. Nu, stai. Mai încoa, așa. Și să-l tragem noi mai înspre bucata așa. Bun. Deci am pus încă unul, mai avem unul. Ăsta sper să stea și ăsta că deja m-am plictisit de atâta încărcare de baloți. O să trebuiască să mergem acasă și să îi încărcăm. Ia să vedem cum să-l punem pe ăsta. Îl întoarcem invers. Așa. Stai mai încoa puțin. Mai încoa, atât îi vom întoarce invers și să îi punem noi cumva să stea bine pe acolo. Așa, ușurel, ușurel îi încărcăm. Nu, stai că tot nu-i bine cum vreau eu. Așa. Ia să vedem. Îl prindem iarăși și pe ăsta. Hai că l-am prins și pe ăsta de jos. Îl ridicăm la maxim, hop, invers. Așa. Și să-l punem în remorcuță. Atât. Și ia să vedem, sper să stea și ăsta. Că dacă nu stă, cam
să trebuiască iar să îl punem. Așa. Perfect, perfect, perfect. Uite ce bine stau. Chiar îmi place cum stau. Ia să vedem, să-i punem mai încoa puțin. Așa, ca să nu cadă. Ca să nu cadă. O să-i punem mai în parte, mai încoa, mai drept. Ia să vedem noi. Cumva, cumva. O să trebuiască să stea ei. Așa, sper să nu cadă. Păcat că nu avem curele de aia mari. Na, au și baloții ăștia greutate destulă și sper să nu cadă, de aia mă gândesc. Că nu prea mai, nu avem noi cine știe ce nevoie de curele de alea. Bun. Noi acum o să agățăm și remorcuța și o să-i ducem acolo la ambarul nostru. Cred că o să lăsăm remorcuța direct acolo, nu o să-i mai descarc. O să-i descarc eu pe rând când o să am nevoie de ei. Poate nu are chiar acum nevoie nea costică de remorcuță. Noi o să mergem ușurel, v-am zis, pentru că nu vreau să cadă vreunul sau ceva. Ia stai puțin, să facem noi o șmecherie. Dar nu, tot degeaba, cred. Hop, hop. Hai mă, nu vrea să stea cum vreau eu. Nu contează. Îl punem frumos așa și mergem în continuare. Ia să vedem, stă sau nu stă? Ia. Lăsăm frumos cupa jos, facem și noi o poză așa și dăm tot în față. Bun. Deci v-am zis, mergem mai ușurel, să nu cadă vreun balot, că atâta ne trebuie. Dacă cade vreunul, îl lăsăm acolo, nu mai întorc după el, pentru că am chinuit o grămadă să-i așez aici. Sper ca pe din nivelările alea să nu cadă vreunul, că dacă cade vreun balot, o să ne ia încă câteva ore să-i punem la loc. Așa că sper să stea aici. Mai avem, după cum vedeți, acolo un gol în spate, dar acolo mai încăpea. Cred că asta e remorcuță pentru de aia pătrați și nu este pentru baloți rotunzi. Așa că na, ne obișnuim și noi, mergem mai ușurel. Ia să vedem dacă punem frumos aici ăsta, cum îi spune, punem frumos aici să mergem cu o viteză mai mică. Mergem și noi mai așa, mai cu 15 la oră, mai ales pe din nivelările astea. Și ajungem noi acasă. Ajungem cu bine. Ia să ne băgăm noi frumos așa. Să trecem cale ferata. Pentru că sper că dacă o trecem să nu ne zgudie puțin remorca din spate. Și na, o să trebuiască să merg să-i duc și tractorul lunea costică, pentru că na, ni l-a dat și el împrumut. Remorca o să mai las cred că la mine, pentru că poate o să mai avem de făcut niște baloți și o să mai avem ce strânge. Deci, da, o să mai las. Ia să vedem, mergem așa și noi. Hai să mai mărim puțin viteza. Mergem și noi măcar cu 20 pe aici. Așa, ușurel, în curbe trebuie puțin mai încetul, ca să nu se balanceze și să cadă toți baloții, pentru că mai ales aici e drum și mai trece câte o mașină. Dacă avem baloți pe acolo, lăsați, nu mai poate să treacă nicio mașină pe lângă noi. Nici de depășit nu cred că vede nimeni să depășească din spate tractorul. Dar asta e, ce să facă, mai stă și mai trebuie să stea și după noi. Atât, ușurel pe aici. Mamă, e bine, sper să nu cadă pe aici prin râu, că s-a dus cu toți baloții pe care am strâns noi. Ui, bun, că nu a căzut. Da, deci e foarte mare riscul dacă nu legăm și noi baloții. Am revenit, jupânilor. Am ajuns și eu aproape de casă. Mergem ușurel așa cu baloții încă, ca să nu-i zguduim. Nu mai avem nici noi mult. Mă tem de panta aia pe care avem noi de urcat, ulița aia, să nu ne dea baloții jos din remorcă. Și dar sper să nu cadă vreun balot, pentru că urcăm și noi mai încetul. Urcăm mai încetul și să nu ni dea jos toți baloții din remorcă. Bun, dăm un semnal aici la stânga. Ia să ne băgăm noi într-un fel ca să nu atingem cu roata
capra de la remorcă, capra de la pod, pardon. Era să se răstoare. Așa, să nu atingem, n-am atins din fericire capra de la pod. Bun, pe aici, hai că nu s-a răsturnat. Îi dăm cu toată forța la deal, ia să vedem dacă urcă. De fapt, de urcat urcă, dar acum de balot să stea pe acolo țapen, nu știu dacă o să stea. Îi dăm tot înainte pe aici, ușurel, hop, 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 hop. Hai că stau bine. Bun pe aici. Îi dăm pe aici așa, n-am vrut să-i dau din partea aia că era prea abrupt și mă temeam să nu cad vreun balot. Am revenit jupânilor, am descărcat și eu toți baloții acolo în hambar și mâine am să-i vând luneanelu pentru că mi-a dat acum telefon și mi-a zis că îmi dă cel mai bun preț pe baloți, așa că mâine o să-i vând, adică nu o să-i țin foarte mult acolo în hambar, bam bam. Na, eu o să mă duc să duc acum tractorul lunea Costel și na, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Cocomin și noi ne vom revedea, bineînțeles, data viitoare.